A dat foc la deșeuri menajere lângă o construcție din lemn pe timp de vânt și a plecat în casă. Sunt trei greșeli care l-au costat adăpostul de animale pe un cetățean din județul Botoșani. Doar intervenția promptă a pompierilor voluntari și militari a făcut ca flăcările să nu îi cuprindă și locuința. Este pățania unui localnic din satul Cernești, comuna Todireni. Poate că acest eveniment putea să aibă consecințe mai grave dacă vecinii nu observau flăcările și solicitau ajutorul de la pompieri. Alarma s-a dat în jurul orei 19:30. Spre locul indicat s-au deplasat un echipaj din cadrul gărzii de intervenție Trușești cu auto specială cu apă și spumă, dar și serviciul voluntar pentru situații de urgență Todireni. Primii care au ajuns la fața locului au fost pompierii voluntari. Incendiul a fost stins în limitele găsite de pompieri. Pompierii vă reamintesc că arderea resturilor vegetale în condiții de vânt în zone care permit propagarea la construcții sau alte bunuri materiale combustibile este interzisă.